Bună ziua, bine v-am găsit la Contează pe Click. Alături de mine este astăzi Emil Hosulongin, jurnalist senior al TVR de 30 și ceva de ani deja, dar astăzi suntem împreună pentru că vorbim despre această minunată carte, această Biblie a sportului, cum să o numesc. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră. Mă auzi? Da, sigur, sigur. Îți mulțumesc că ai acceptat invitația noastră și aș vrea să vorbim despre această superbă apariție, Air Majesty Michael Jordan. Este prima biografie a unui sportiv din afara României scrisă de un român, dacă nu mă înșel. Da, cu siguranță este prima biografie și pentru că știam că va fi prima din momentul în care a fost gata de tipar, era clar că nu puteam începe cu altcineva decât cu cel mai mare dintre toți, GOAT, așa cum este el poreclit, greatest of all time. Și evident, eu sunt un mare fan al lui Michael și am zis că dacă tot e să scriu o carte, atunci voi scrie despre el și probabil va fi singura biografie a unui sportiv scrisă de mine, dar am muncit atât de mult la ea și am investit atât de multă pasiune în ea, încât mi-ar fi greu să mă apuc de altă carte despre un mare sportiv. Dacă nu mă înșel, muncești la acest titlu, la această carte de vreo 15 ani? Da, din 2005. În 2005, la 2 ani după ce el s-a lăsat, m-am apucat de scris. Scriam și mă documentam în același timp. Documentarea a fost imensă. Practic este doctoratul meu în jurnalism sportiv. Asta pentru că sunt scrise sute de titluri despre Michael, sunt mii de articole. Am scris și în carte. În Statele Unite are o popularitate absolut ieșită din comun. Doar Iisus Hristos este mai popular decât Michael Jordan, iar în China doar Mao. Vorbim despre... Wow! Asta da. Chiar n-am știut. Știu că este da. Sportivul care, cum ar veni, pe lângă că a scos basketul, dacă îmi permit să spun din anonimat, dar este sportivul care, cum să zic, e primul superstar, nu? Primul sportiv care a devenit superstar planetar. Așa este, da. Este cel care a transformat basketul dintr-un sport normal, dintr-un sport obișnuit, într-un fenomen mondial. A transformat NBA-ul dintr-o societate care administrează sportul profesionist în America într-un brand planetar care practic acum guvernează așa de undeva de foarte sus cam tot ce înseamnă marketing sportiv, drepturi TV sportive și așa mai departe. Este societatea care practic a revoluționat aceste domenii și nu întâmplă glorie sau de intrare în niște parametri glorioși a NBA-ului coincide cu perioada în care a jucat Michael și cu perioada în care a fost la conducerea NBA domnul David Stern, care a intrat în pâine în februarie 85, la câteva luni după ce intrase Michael în NBA. Dă-mi voie, Emil, să te întreb. Această carte se adresează doar iubitorilor de basket, doar iubitorilor de sport sau ar putea cuceri pe oricine și de ce? Este, în primul rând, o carte care tratează acest fenomen pe care l-a reprezentat Michael. Și îl tratează din mai multe perspective. În primul rând, am încercat să ofer o bază de informație din punct de vedere sportiv. Nu numai a carierei lui, care este ceva ieșit din comun, ci a anilor aceia fantastici, a dezvoltării NBA-ului, a dezvoltării basketului american și a intrării lui practic în Europa și în piețele mondiale. Este exact perioada în care s-a lansat cea mai mare echipă din istorie, Dream Team, echipa care practic a fost senzația Jocurilor Olimpice de la Barcelona. Apoi, este o carte despre
ceea ce înseamnă sportivul în business, pentru că Michael, prin tot ceea ce a făcut, a transformat practic în branduri toate firmele pe care el le-a susținut. E un cuvânt care nu există decât în engleză. El a fost un endorser, un tip care a făcut endorsement, susținerea unor branduri. Acele branduri au devenit branduri mondiale și datorită lui sau în principal datorită lui. Deci latura sportivă, latura de business și latura administrativă, pentru că această carte dezvăluie cum se construiește o echipă competitivă, cum un club cu ce mijloace construiește și dezvoltă o echipă până când acea echipă devine dintr-o echipă medie un team de succes mondial. Aceste trei direcții sunt concentrate în această carte și cred că se pot sesiza de cititor pe măsură ce avansează în interiorul cărții. Nu ai vrea să știi câte curiozități am. Vreau să te bombardez așa cu întrebări și să acopăr cât mai multe dintre aceste curiozități. Crezi că el a avut acest flair pentru business sau a fost cineva din ce știi tu care l-a făcut să aibă succesul ăsta? În primul rând a avut un agent fenomenal. David Falk, omul care practic a fost impresar la momentul respectiv, doar cu impresar. Un om care să te reprezinte, care să semneze contractul și așa mai departe și să aibă grijă de tot ceea ce înseamnă, din punct de vedere administrativ, cariera ta. Acest om a stat la baza tuturor victoriilor pe care Michael le-a obținut grație calităților lui, dar a fost omul care a dat direcțiile. Omul care, practic, venind dintr-o agenție în care impresaria jucători de tenis, a mirosit extraordinarul potențial pe care l-a avut Michael, pe care l-au avut alți colegi de generație, i-a impresariat, i-a transformat în vehicule de imagine și el a reușit să devină un monstru, este un monstru sacru în domeniul impresariatului sportiv și al business-ului sportiv Mr. Falk. Apoi, totul a mers foarte ușor pentru că Michael a avut și are o capacitate extraordinară de a se face plăcut, de a se face, cum să spun, de a deveni o imagine foarte bună pentru brandurile pe care el le-a susținut. Toate s-au potrivit. Fie că a fost vorba de sucuri, fie că a fost vorba de echipament sportiv, fie că a fost vorba de orice altceva, oamenii care au stat în spatele lui i-au creat premizele, iar el a devenit un actor extraordinar, un tip care s-a descurcat foarte bine și a fost mult mai simplu apoi. De când am primit cartea cadou de la tine, îți mulțumesc din suflet și pentru autograf. Să știi că n-am reușit să parcurg cele 730 de pagini, dar mă ierți pentru că sunt și într-o sesiune de examene. Așa că nu știu dacă găsim în carte cifrele colosale pe care le-ai aflat că le-a primit de la brandurile pe care le-a reprezentat de-a lungul timpului. Avem un astfel de inventar aici? Da, toate sunt acolo. Inclusiv cifrele de la primul contract de echipament. Sumele cele mai mari care se învârteau pe piață la momentul respectiv erau cam de 100-150 de mii pe an. Lui s-au pus pe masă sume care depășeau 500 de mii pe an. Apoi toată această nebunie a salariilor pe care el a generat-o, toată este în carte cu cifre exacte, pentru că am ținut neapărat ca ele să fie prezente acolo ca să lumea să înțeleagă și să aibă și această dimensiune a ceea ce înseamnă succes financiar. Am spus și că este primul miliardar dintre foștii sportivi. Am găsit peste tot, căutând foarte bine, am găsit cam toate cifrele importante ale carierei lui. În materie de salarii este foarte simplu, pentru că salariile sunt la centimă publicate pe site-urile de specialitate ale basketului american. Apoi, din presa vremii, pentru că am citit Chicago Tribune și New York Times zi de zi, colecțiile sunt disponibile online, le-am citit zi de zi și acolo, de fiecare dată când era vorba de contracte, de bani, așa, apăreau cifrele.
și n-am avut niciun fel de problemă să le găsesc. Fii atent, mi-a venit o întrebare foarte simpatică. Nu știu dacă ai genul ăsta de contorizare. În cei 15 ani în care tu te-ai documentat ca să strângi material pentru această carte, dacă ar fi să te gândești cam câte ore ai investit zilnic, în medie, să zicem, în mare, ai idee cam cât i-ai dedicat lui Michael Jordan în fiecare zi? Foarte mult. În prima perioadă n-a fost un efort atât de mare, pentru că încet, încet am început să mă documentez. Documentarea a fost foarte dificil de făcut, pentru că nu existau titluri în România. Vorbim de anul 2005, da? Nu existau titluri în România. Prima carte și singura carte despre Jordan tradusă a fost acum 2 ani. Și reviste nu găseai. Internetul încă nu ți oferea accesul la bazele de date online ale ziarilor importante din America. Atunci, datorită nepotului meu, basketbalistul Vlad Moldoveanu, care în anii aceia era în Statele Unite, am început să primesc, l-am rugat să-mi cumpere și am început să primesc cărți. Am început să primesc cărți, am oriunde găseam o informație vis-a-vis de el, mi-o stocam pe telefon sau pe, îmi trimiteam link-ul pe mail și așa mai departe. Una peste alta, cred că din 15 ani, cred că, hai să spunem, o lună, cap la cap, așa, era dedicată pe an lui Mike. Iar în ultimul an, de când acest proiect a intrat în linie dreaptă, de când am avut practic oferta concretă de la editură să termin cartea, am muncit, să nu exagerez, între 6 și 10 ore pe zi. Noroc și cu pandemia, nu? Că da. Ăsta a fost, nu mi-e ușor să o spun, dar trebuie să o spun. Ăsta a fost norocul meu. Faptul că am beneficiat și de un program mai relaxat la serviciu, faptul că au dispărut toate tentațiile de a ieși, de a te întâlni cu prietenii, de a merge la film, de a merge la teatru și așa mai departe. Scuză-mă că te întrerup, dar mi-am adus aminte de un serial de pe un canal din acesta de filme. Un serial dedicat lui Michael Jordan, e un serial documentar, eu n-am apucat să mă uit, tu ai apucat să-l vezi? Da, l-am văzut de 3 ori, l-am văzut cu pixul în mână și mi-am notat foarte multe așa. Este vorba de Last Dance, de serialul pe care l-au făcut, nu spunem cine? În primul rând, cei de la NBA. NBA-ul l-a făcut, okay. Și a fost apoi încredințat unei firme care l-a produs. Da, a fost un boom extraordinar acest film. Lansat anul trecut, nu? Anul trecut, exact anul trecut, în aprilie. El era programat să înceapă mai târziu, dar pentru că pandemia a blocat practic America și lumea întreagă, producătorii au zis să ofere un cadou fanilor și l-au terminat, l-au difuzat mai repede cu vreo câteva luni, cu vreo 3 luni. Emil, te provoc, pentru că sunt sigură că, deși n-au nicio legătură lansarea serialului cu această apariție, sunt sigură că se vor ajuta reciproc, dacă îmi permit să spun asta. Dar vreau să te întreb, pentru că tu te-ai uitat și la serial. Sunt amănunte necuprinse de serial în această carte și dacă da, dacă poți să-mi enumeri câteva. Sunt foarte multe și asta pentru că serialul s-a concentrat pe ultimul sezon al lui Michael la Chicago, 97-98, și au fost diverse flashback-uri în care se povestea de actorii secundari din acest serial. Erau amănunte importante. În primul rând, în serial nu există nicio referire la fosta lui soție. Capitol pe care eu l-am prezentat pe larg în carte. E o poveste foarte interesantă, cum s-au cunoscut, cum s-au căsătorit, modul în care ea s-a dus la un avocat supărată că era gravidă cu Michael și Michael nu o cerea de nevastă și atunci s-a dus să încerce să obțină un certificat de paternitate pentru că era frică de faptul că Michael, în momentul în care copilul se va naște, nu-l va recunoaște. Ăsta este un capitol care nu există în serial. De asemenea, capitolul cu brandurile există foarte puțin în serial.
capitolul cu clipurile. El a făcut o întreagă industrie de entertainment. Clipurile de prezentare ale mărcilor au devenit opere de artă. Și atunci capitolul ăsta n-a fost dezvoltat în film. Eu l-am dezvoltat foarte mult în această carte și am profitat de faptul că editorul a avut o idee genială, Adrian Matescu, de a asocia imagini cu acele QR coduri și de a le pune în carte. În carte sunt 42 de coduri QR, așa cum există unul chiar pe copertă aici, da? La momentele importante ale carierei lui, la momentele importante reprezentând faze, highlights-uri, borne istorice din carieră, am alocat câte un astfel de cod QR și cu telefonul imediat scanezi, citești de momentul respectiv, scanezi cu telefonul și vezi imaginile. Și este o carte interactivă, o smart book, așa cum îi spun eu, care îți oferă accesul și la o bază de imagine absolut esențială, pentru că vorbim de un maestru al imaginii, cum este Michael. Deci sunt foarte multe lucruri în carte care nu se regăsesc în serial. Dacă s-ar fi făcut un serial după această carte, ar fi depășit probabil Game of Thrones sau Tânăr și Neliniștit. Ar fi foarte posibil să se întâmple. Apropo de asta, și eu aveam de gând să te întreb dacă acest titlu crezi că ar fi tradus în curând? Aveți ceva planuri despre asta? Există o idee de a merge mai departe cu o carte, de a o transforma în carte online. Mi-e greu să cred că dacă am încercat să o traducem și am reușit să o traducem în engleză, ar avea vreun succes în America, pentru că acolo sunt sute de titluri scoase. E o idee prin care am încercat, probabil anul viitor, să introducem această carte în țările vecine, aproape de noi, să o traducem în greacă, în turcă, în țările unde basketul este foarte important, și credem că acolo ar avea potențial o astfel de carte scrisă de un român, dar o astfel de carte care, după părerea mea, este o carte completă a lui Michael, ar avea succes. Astea sunt niște idei. În România știi să fie existat fan cluburi uriașe pentru Michael Jordan? Nu a existat. Asta pentru că ar fi trebuit să fie, în primul rând, să existe o conexiune bună cu NBA-ul și cu Chicago Bulls, în primul rând, ceea ce nu s-a întâmplat. Epoca de maximă anvergură, de maxime rezultate ale lui, a venit într-o perioadă în care în România lumea nu se gândea la așa ceva. Vorbim de anii 90, noi eram ocupați cu altele, nici nu aveam posibilități foarte rare de a vedea. Vedeam un meci pe săptămână și ăla la 3 dimineața la televizor. Era foarte complicat. Dar din ce știu și cred că știu bine, în lumea basketului e un personaj foarte, foarte cunoscut. Am avut surprize foarte mari din afara lumii basketului, de oameni care n-au legătură cu basketul ca fenomen, dar care îl apreciază foarte mult pe Michael și care vor să afle despre el și care sunt foarte, foarte interesați să primească o astfel de carte și să citească. Pentru că este o carte despre succes, despre o pasiune fabuloasă, o pasiune incendiară care transformă un băiat dintr-o familie medie născut în Brooklyn și crescut într-un stat sărac, în Carolina de Sud, în Carolina de Nord. N-a avut totuși o copilărie nefericită până la urmă. Nu deloc, nu, dar este un tip de clasă medie, un tip la care nu te-ai fi așteptat să ajungă unde a ajuns. Și această poveste extraordinară a modului în care el a tratat sportul, a modului în care a tratat societatea, faptul că mama lui, care a fost tot timpul lângă el, i-a repetat de 1000 de ori: nu trebuie să uiți de unde ai plecat, trebuie să fii humble, să fii respectuos. A fost umil și respectuos? Așa, a fost, da, a fost. A fost și, în primul rând, și-a respectat jobul, și-a respectat sportul ăsta pe care l-a iubit extraordinar de mult.
și a respectat tot ceea ce înseamnă antrenamente, mod de pregătire și așa mai departe. El a spus, succesul nu este... până acolo, până ajungi. Are o mulțime de... pentru că a fost și un tip iubit de presă. Maxime de acel... Are o mulțime de cuvinte care au devenit maxime în corporații. Sunt o mulțime de fraze de ale lui care au ajuns în demnuri și așa mai departe. Am vorbit despre o cultură, Michael Jordan. Este o cultură. Este o cultură organizațională care se trage de acolo. Pentru că el a vorbit foarte mult... toate vorbele lui au fost acoperite de realitate. Este un tip foarte deștept. Este un sportiv care e mult peste media obișnuită. Și ca sportiv... Spunem totuși, te rog, că am impresia că e învăluit așa de o aură de aroganță, dacă cel puțin asta este impresia mea, pentru că știu și ceva amănunte de culise din realizarea acestei cărți. Da, da. Știu că ți-a fost foarte greu și că te-ai zbătut să intri în legătură cu stafful, să obții tot felul de lucruri. Și mi se pare că asta pornește până la urmă de la el. Adică el, bă, gândesc că e conștient de cât de greu se... Nu? Da, da, este. Dar și eu am crezut... De unde mai e umilința aceea? Asta. Da, și eu am crezut asta, dar... realizând, citind și conspectând sute de cărți, mii de articole și așa mai departe, care dovedesc permanenta lui deschidere către presă, mi-am dat seama că el, pe lângă faptul că a fost un tip care a investit foarte mult în presă, din punct de vedere al relației sportiv-om, el și-a construit o mare parte a carierei pe relația cu presa. Toată lumea în America îl iubea, sau mă rog, mare parte a presei l-a iubit, l-a protejat, l-a apărat. L-a propulsat. Da. L-a propulsat, exact. E, în momentul în care el a ieșit din lumina reflectoarelor, a devenit un regular guy, a devenit un tip care n-a mai vrut să aibă de-a face. Adică a oferit atât de mult cât a fost jucător, a avut și are în continuare prieteni de zeci de ani proveniți din foștii ziariști, care stăteau în avion cu el, stăteau în autocar cu el, era în intimitatea lui, mânca cu ei, le făcea cadouri copiilor și așa mai departe. Adică au intrat în cercul lui extrem de intim, de prieteni, de cunoscuți, ceea ce dovedește că a fost posibil. După ce a ieșit din sport, după ce a ieșit din prim planul basketului, în clipa aia carapacea s-a închis. Adică el pentru că și-a neglijat atât de mult timp familia, pentru că practic a fost el a trăit într-o vitrină. Toată viața lui, cu mici excepții, el a trăit într-o vitrină. Și atunci această vitrină a fost acoperită. În momentul în care el n-a mai fost jucător, a rupt practic toate legăturile, n-a mai dat interviuri, nu l-a mai interesat. Arătați pe insulă, joacă golf. Exact, golf permanent, golf. Așa, golf, trabucuri, are un rom de care s-a îndrăgostit, acum are doi copii mici și este foarte private. E foarte greu de ajuns la el. Asta pentru că deja este un balaur, cum îi spun eu. Este un personaj mult peste medie și atunci sunt conștient că oricine care ar vrea să aibă acces la el face eforturi să ajungă. Și vă dați seama ce solicitări imense sunt. Și din momentul în care, în 2015, el a fost ales de Federația Internațională de Basket să fie în Hall of Fame, în Hall of Fame-ul mondial, și l-au invitat numai pentru el. Eu am făcut toate demersurile și am ajuns acolo pentru că am vrut neapărat să... Păi am să te întreb despre viața cu el, cum a fost. Da, și n-a venit. El n-a venit. Ăsta a fost un moment în care aș fi putut să iau legătura cu el, măcar să schimb câteva vorbe. Da, e un episod, unicul meu episod cu Michael, este povestit în carte. Am încercat, n-am reușit ani de zile să ajung la All-Star sau să ajung la un meci din NBA, pentru că n-aveam drepturile TV, ca jurnalist TV era foarte greu să obții acreditare neavând drepturile de televizare. Și am reușit până la urmă în sezonul 2000-2001, când el era retras, dar era la Washington oficial. Am profitat de faptul că All-Star-ul
s-a jucat la Washington și am zis, bă, acum ar fi momentul să poate să-l văd, poate să-l cunosc și să îmi îndeplinesc visul. Bineînțeles că n-am reușit să-l depistez în zonă, nefiind implicat direct. El era ca un fel de, cum să spun eu, de aristocrat așa, stătea separat, făcea parte cumva din organizare, dar nu era implicat decât prin numele lui și prin statura lui extraordinară. Și într-o zi, cu o zi înainte de meciul All-Star, când era antrenamentul oficial al jucătorilor, eu eram vrăjit, stăteam pe parchet la 2 metri de ei, urmărindu-i cum se încălzesc. Era o senzație absolut incredibilă ca un copil care își primește jucăria favorită de la Moș Crăciun. Mă uitam la ei și am simțit agitație în dreapta mea. Când mă întorc, era lângă mine, la 20 de centimetri, coboruse din lojă să vadă și el băieții la încălzire. Era cu 2-3 cunoscuți. Am încercat să iau legătura cu el, mi-am dres glasul, nu știam ce să-i zic, cum să intru în legătură. Nu era vorba, nu puteam să cer autograf, nu puteam să fac o poză, pentru că ni s-a spus de la început că ziariștii n-au voie să facă așa ceva. Am vrut să-l salut, măcar să întoarcă privirea către mine. Și în momentul în care m-am încordat așa și zic gata, acum îl salut, m-a bătut pe umăr, era un tip de la NBA care se ocupa de jurnaliști și mi-a șoptit la ureche, dacă pui o întrebare te costă $15,000. Pentru că era persoană privată și atunci nu funcționau regulile NBA-ului vis-a-vis de sportiv. Și am tăcut din gură, nici măcar n-am zis hello, pentru că am zis, bă, dacă spun hello și poate zice ăla că am pus o jumătate de întrebare și îmi trimite 7500 factură la televiziune și evit mai bine orice fel de situație. Asta a fost singura mea experiență cu Michael. Dar pot spune că față de mulți alții care l-au văzut, doctoratul. Tu ești un fan model pentru că îl iubești în tăcere. Da. Nu te-ai cerut drepturile în această frumoasă iubire, adică ai reușit să-ți înfrânezi sentimentele și pasiunea. Dă-mi voie să te întreb când te-ai îndrăgostit de el, dacă îți mai aduci aminte. Îmi aduc aminte pentru că e foarte ușor. În 1988 eram student la Facultatea de Hidrotehnică și colegul cu mine la zi era un fost coleg de-al meu de liceu, Matei Verona se numește. La un moment dat, eu eram pasionat de basket, dar mă rog, basketul românesc pe care îl iubeam în perioada aceea cu generația aceea fantastică de jucători. El, văzând că sunt atât de pasionat, a venit într-o zi și mi-a adus o casetă video, și acum o am, o casetă video VHS, pe care erau înregistrate două meciuri, Chicago-Atlanta și Portland-Los Angeles Lakers. În meciul Chicago-Atlanta l-am descoperit pe purtătorul tricolului numărul 23, Michael Jordan, care a făcut un meci absolut senzațional, și ăla a fost momentul, 88, nu mai știu exact când, probabil toamna lui 88, ăla a fost momentul în care eu l-am descoperit pe Michael. De acolo a fost mult mai simplu. Câte ori te-ai uitat la acel meci de-a lungul timpului, mai știi? Cred că de peste 100 de ori. Adică, pur și simplu, când aveam posibilitatea să văd ceva, refuzam un film. Era o perioadă în care pe casete video erau filme cu Rambo, cu Van Damme și așa mai departe. Eu aveam această casetă sfântă, nu o puneam pe orice video, de frică să nu se strice, să nu se blocheze cumva. Și stăteam și mă uitam la ea, după care în anii 90 au început să apară imagini, meciuri și așa mai departe. Țin minte și acum că aveam un prieten care avea acasă canalul Bulgar 2. Pe canalul Bulgar 2 se difuza magazinul acela NBA Action. Era un magazin săptămânal cu highlights-uri, cele mai frumoase imagini din meciuri și așa mai departe. Eu nu-l prindeam acasă. Aveam video și mă duceam o dată pe săptămână când era seara magazinul, mă duceam la el, îl înregistram în bulgărește și veneam acasă și mă uitam la caseta video, și acum am casete video cu acele NBA action-uri din anii 90. Am avut noroc că am început să văd
și am putut să găsesc meciuri, am început să transmită televiziunea. Întâi a fost TVR-ul, după aia a fost Canal 31, ProTV-ul, meciuri și, evident, Olimpiada din 92. Și de acolo a fost mult mai simplu să-mi creez așa o imagine foarte bună. Iar mai departe, cărți, reviste și așa mai departe. Spune-mi, te rog, există în casa ta o cameră Michael Jordan? Nu există, din păcate, o că... O bara măcar. Nu. Am un dulap. Am un dulap în care sunt cărțile pe care le-am citit cu Michael. Sunt multe. Mai departe, acolo practic îmi țin documentarea despre Michael. Dar cam în toată casa sunt diverse chestii care aduc aminte de Michael. Am un tricou de-al lui Michael, am ghete. Bun, atunci dăm voie să te întreb de-a lungul timpului dacă ai idee cam cât ai investit financiar în obiecte pentru acest sanctuar. Dar nu foarte multe, pentru că am încercat să obțin chestii care să nu fie foarte scumpe. Pentru că era greu să rogi pe cineva care pleacă în străinătate, bă, cumpără-mi și mie o pereche de ghete. Sau, da, sau... ai perechea de ghete pe care Michael Jordan și-a pus semnătura? Nu, n-am, nu. Alea sunt toate. Am văzut că se mai găsesc și asta. Da, $100,000. Sute de mii. Hai să spun un episod. $100,000 costă ghetele semnate de ele. Edițiile speciale, ghetele semnate, sunt și milioane. Se vând și cu milioane de dolari. Asta nu știam. Eu am văzut că există pantofi cu semnătura lui, de la un brand, nu spunem care, care se găsesc în acest moment la 630 de euro, asta ar fi vreo 32 de milioane de lei vechi. Da, sunt, pentru că el a avut această chestie. La fiecare meci îl purta o pereche nouă de ghete. Venea cu câte 5-6 perechi, modele diferite, purta ghetele și după ce le purta, le dădea unui spectator, unui copil, unui prieten și așa mai departe. Marea majoritate a acestor ghete erau semnate. Evident că, dacă stăm să ne gândim, au ieșit din mâna lui cam vreo 1000 de perechi de ghete, poate. 1500, hai să punem, grosomodo 2000. E clar că din astea 2000 s-au păstrat poate câteva sute. Ele au devenit trofee, ghetele semnate, se vând la licitații. Și sunt niște prețuri înfiorătoare. Și haide să spun un caz incredibil. În 98, eu cu fratele meu ne-am deschis un bar de sport în care am pus, aveam tricouri înrămate de la sportivi, de la fotbaliști în principal. Și voiam neapărat să obțin un tricou de-al lui Jordan. În 2005 am ajuns la All-Star Game-ul de la Denver. Disperat să caut, aveam și ceva bani la mine, aveam vreo $1,000. Disperat să caut să cumpăr un tricou de-al lui Jordan, să-l expunem în bar. Și ajung într-un mall și nimeresc la un magazin, în America sunt foarte dese, un magazin de memorabilia, se cheamă, plin de articole de acest gen semnate. Ghete, bâte de baseball, mingi de tenis, articole, ciorapi și așa mai departe. Și Da, nepurtați. Păi nepurtați, da. Și în vitrină văd un tricou de-al lui Michael Jordan de la autentic, tot frumos. Și mă uit, $5,500. În clipa aia l-am sunat pe fratele meu la București. Băi, Tudor, zic, cum facem? Găsim, era miercuri. Avem timp, poți să faci rost de banii ăștia. Avem de unde să luăm împrumut. E o piesă extraordinară. Ar fi o șansă. Bă, zice, e cam scump totuși. Aia. Și tot discutând și eu plimbându-mă prin fața vitrinei și admirând tricoul și mai vorbind la telefon, mă opresc un pic, mă mai uit o dată la el și zic, lasă, nu mai e nevoie. Tricoul era $55,000. Și când am realizat, am văzut o cifră mai puțin, zic, dar e 55.000, zic, lasă, nu mai e nevoie. Și vorbim de 2005, deci foarte greu, e foarte greu să te apropii de asta, dar am în casă așa câte ceva din care să amintească despre el. Spune-mi, această pasiune pentru Michael Jordan de-a lungul timpului ți-a și dăunat, nu știu, în căsnicie, în cariera de la TVR sau? Nu, deloc, nu.
N-avea cum, pentru că soția mea este profesor de sport și antrenor de basket. Deci este primul cititor al cărții mele și evident că în familia mea sunt numai foști sportivi, fratele meu jurnalist de sport și așa mai departe. Nu s-a întâmplat și n-avea cum să se întâmple, pentru că, până la urmă, a fost o chestie bună. Sigur că foarte puțini, sincer, și-au imaginat dimensiunea reală a acestei cărți, așa cum a ieșit acum. Și pe mine m-a mirat, sincer, pentru că mă așteptam să fie undeva la un 350-400 de pagini, dar în discuțiile pe care le-am avut cu editorul, am spus, bă, vreau să fie completă și atunci nu o să mă oprească 100 de pagini în plus. Și el a spus, ai toată libertatea să pui acolo tot ce vrei, nu-ți voi modifica o virgulă, fă-o astfel încât să fii mulțumit de ea. Și când am văzut că are 736 de pagini plus 16 pagini de poze, m-am mirat așa un pic, dar merită fiecare pagină. Și are un preț, din punctul meu de vedere, mai mult decât pomană curată la câte sute de pagini și câtă muncă. Și la ce calitate este? Este o carte făcută la o calitate excepțională, o hârtie extraordinară, pozele care sunt nemaipomenite, aceste coduri QR, nu mai spun că pozele au costat destul de mult. Am avut așa o luptă mare până să le obțin. De exemplu, această fotografie de copertă și cea de pe coperta 1 și coperta 4, ai avut nevoie de aprobare din partea staff-ului lui Michael Jordan sau? Da, da. Am avut nevoie, orice, pozele de copertă au fost separate. Înăuntru sunt alte 23 de poze, grupate în 16 pagini. Toate pozele au costat, dar evident pozele de copertă au fost mult mai mult. De genul de 20 de ori cât prețul unei poze normale, poza de coperta 1, și de 8 ori poza care este pe coperta 4. A fost destul de greu pentru că noi am încercat să obținem cele mai bune poze ale lui, cele mai reprezentative. Acestea făceau parte și fac parte dintr-o colecție specială care se obține numai cu aprobare. N-am reușit să obținem aprobare. Aprobarea trebuia să fie dată chiar de el, mă rog, de oamenii care se ocupă de la el de așa ceva. Am trimis un mail, ne-am prezentat, am spus cine suntem și ce vrem, ca Ion Iliescu, în 89, și ni s-a răspuns foarte politicos că domnul Jordan nu dă aprobare. N-am întrebat de ce. Era... Așadar, a ajuns undeva pe la urechile lui sau măcar prin apropierea urechilor lui că apare această carte despre el în România. Da, da, a ajuns. I-am trimis și un CV al meu, am trimis și structura cărții, cam câte pagini sunt, titlurile de capitole și așa mai departe. Deci și-ar fi putut face doamna care se ocupă de imaginea lui, doamna Este Portnoi, care e producător executiv, apropo, al filmului serial, și ar fi putut face o idee. Numai că, din păcate, răspunsul ei a fost atât de rece încât ne-a blocat un demers ulterior, pentru că dacă ne-ar fi dat așa de 2 cenți speranță să ne spună ok, domnul Jordan nu dă aprobări, dar mai dați-mi mie niște amănunte vis-a-vis de carte, cum va fi, ce condiții grafice, atunci am fi simțit că poate avem așa o șansă să ne bage în seamă. Cum a fost? Dar răspunsul a fost de gheață și atunci ne-am dat seama că nu vom avea acces la el. Singura mea posibilitate, și o să încerc, este să găsesc pe cineva care să-i parvină această carte personal. Dacă se va întâmpla vreodată, atunci da, altfel nu. Dacă urmezi căile oficiale, nu treci de pragul ușii. Spuneai că Michael Jordan este cel mai mare sportiv. Care sunt argumentele care te fac pe tine să susții această afirmație? În primul rând, palmaresul lui sportiv, care este absolut fără fisură, este Napoleon, care a câștigat toate războaiele. Are 11 competiții în care a jucat finalele și le-a câștigat pe toate. Are această dimensiune extraordinară a starului
un om cunoscut pe toată planeta, este cel care a revoluționat toate sporturile și competițiile în care a participat și care, și datorită mediatizării extraordinare, a devenit un exemplu pentru toată lumea, din toate punctele de vedere. Este considerat cel mai mare sportiv pentru că, cam în toate statisticile importante pe care americanii le fac, acolo e sport național ăsta cu statistica și cu cifrele, cam în toate statisticile posibile și imposibile a ieșit cel mai bun basketbalist. Apoi, în sondajele pe care americanii le-au făcut de 30 de ani încoace și le fac în continuare, vis-a-vis de cei mai mari sportivi ai secolului, cei mai mari sportivi ai planetei, cei mai mari sportivi ai deceniului și așa mai departe, în toate aceste sondaje făcute de organizații media fără fisură, impecabile, el a ieșit primul. Și atunci, una peste alta, așa punând în balanță cam toate elementele, cred că putem vorbi de cel mai mare sportiv al istoriei. Tu ai reușit să fii 100% obiectiv? Cred că da, cred că am reușit, pentru că am citit foarte mult și cărți. Antibiografii, ca să zic da, așa. Biografii, sunt câteva, nu sunt multe. Sunt câteva, dar sunt importante. Dar ce adică spun? Ce susțin diferit față de biografiile? În primul rând a fost această carte care a ieșit în 1991, după ce el a obținut primul titlu, în care îi se arăta fața tiranică a personalității lui. Faptul că era un tip care își jignea cu echipierii, care îi solicita mai presus de orice, care îi ironiza, că nu era în stare să facă ce face el, care îi amenința și așa mai departe. Asta a fost prima fisură în imaginea de Superman pe care și-a creat-o și el și au creat-o și ceilalți. Apoi a fost acel scandal întins pe mulți ani vis-a-vis de pariurile lui, de faptul că juca la casino, de faptul că paria la golf. Chiar cum a scăpat el de mania asta cu pariurile? Și cu a scăpat. El are în continuare. Numai că nu mai face, a spus, chestia asta, scandalul ăsta în care am fost implicat, m-a învățat să-mi triez mai bine oamenii din apropiere. Pentru că el, având această pasiune nebună de a paria pe orice, el era în stare să parieze pe orice. Paria, așteptau la aeroport să vină bagajele și el paria cu coechipierii care bagaj vine primul. Deci, pe absolut orice paria. Era o fire extrem de competitivă și căuta să pună o miză în absolut orice. Noroc către pariuri puse pe sume destul de mari, la golf și așa mai departe, a fost considerată negativă, a fost considerată ca o pată așa la adresa lui, chiar dacă el a spus, dom'le, eu pariez niște bani pe care dacă îi pierd pe stradă, nici nu mă plec să-i ridic, ceva de genul. Nu sunt sume, 50.000, 100.000, 200.000, nu reprezentau aproape nimic pentru Mike. Am povestit foarte multe lucruri de acest gen și am relatat cât se poate de obiectiv acest scandal care a durat vreo 3 ani de zile în NBA. Apoi am povestit și în ultima perioadă, în cei 2 ani pe care a jucat la Washington, am ilustrat și cealaltă parte a medaliei, pentru că am citit o carte în care era iarăși scos în evidență acest mod de multe ori despotic, tiranic, de a se comporta, el având deja o maturitate respectabilă, avea 38-40 de ani, și modul în care practic își umilea cu echipierii, puștii din echipă și așa mai departe. Deci, sigur că despre orice om se pot spune pozitive și negative, sigur că această carte e scrisă de un fan. Eu sunt în primul rând sunt un jurnalist, dar în al doilea rând sunt un fan. Am încercat cât am putut și cred că nu mi se poate reproșa că este un ditiramb așa la adresa lui Michael, dar am încercat să pun în carte și aceste aspecte care au fost unele probate, altele nu, dar care s-au discutat și care au fost în piață.
discursul tău este într-adevăr obiectiv, dar se simte pasiunea cu care îl susții, care este extrem de subiectivă. Da. Și asta nu poate să fie decât foarte frumos. În încheiere, pentru că ne-am lungit foarte mult, a fost o reală plăcere și aș mai vorbi 3 ore despre cartea asta și despre ce știi tu despre Michael Jordan, dar vom mai avea ocazii. De ce ar citi românii această carte? Pentru că este o poveste de succes, pentru că este o poveste despre un self-made man, un tip care reușește în tot ceea ce își propune, pentru că îți oferă o panoramă greu accesibilă a societății americane din momentul din anii respectivi, a sportului american, a basketului american, pentru că este o poveste polițistă, îi spun eu, dacă te apuci de ea, nu mai lași din mână, pentru că are culoare, pentru că are sevă, pentru că are informație multă, pentru că are realizări extraordinare și atunci eu zic că poate fi fără probleme astea toate reprezintă motive suficiente pentru un tip să pună mâna pe carte și o citească. E mai mult decât previzibil de ce titlul ăsta, dar totuși te întreb, Air Majesty, da? Majestatea aerului sau cum l-am putea traduce mot-a-mot? Personalitatea lui să fie ușor de reținut și să nu mai fi fost folosit. Mi-a venit înainte de Paște anul trecut, într-o seară, m-am tot gândit la toate variantele, am combinat faptul că lui i s-a spus în permanență his majesty și his airness. Și de la his airness și his majesty am găsit această formulă, Air Majesty. Am căutat repede pe Google când a doua zi dimineață văd dacă așa și am găsit, este numele unei firme care repară aparate de aer condiționat undeva printr-un stat din America. Uh-huh. Fără legătură cu Jordan. Și atunci am zis, bă, ok, ăsta e titlul, pe ăsta îl folosim. Da, Emil, îți mulțumesc tare, tare mult. Așadar, găsim în librării, în librăriile fizice, online. Și fizice și online, da, peste tot se găsește, e foarte simplu de procurat, fără niciun fel de problemă. O carte care, al cărei prim tiraj cu siguranță se va epuiza rapid și asta îți și dorim, să ne revedem la lansarea celui de-al doilea tiraj. Îți mulțumesc foarte mult! Mulțumesc și eu! Și toate cele bune! Mulțumesc, toate cele bune!